Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, așa cum v-am promis la emisiunea anterioară, astăzi în studioul Capital TV avem un invitat tocmai de la Lupeni. Este vorba de un invitat ce face parte din PSD, organizația PSD Lupeni, un om pe care cred că toți lupenenii îl cam știu, după 4 ani petrecuți în primărie în funcția de viceprimar și un om care face politică tocmai din 2004. Este vorba de domnul Iacob Mesaroș. Bine ați venit în studio Capital TV. Vă mulțumesc pentru invitație și cu drag îi salut pe telespectatorii dumneavoastră. Da, telespectatorii noștri sunt și ai dumneavoastră acum. Exact. Hai să facem un test. Facem. Spuneați că un consilier trebuie să știe toate problemele care există în oraș. Da. Dumneavoastră cu atât mai mult că sunteți și viceprimar. Care ar fi principalele probleme care ar rămâne de rezolvat pentru următorul mandat? Pentru că e clar că nu se pot face într-un mandat, nici măcar în două, nu se pot face toate reparațiile, toate chestiunile, toată partea de infrastructură și așa mai departe. Chiar astăzi am avut o discuție cu domnul primar și cu parte din directorii. Facem testul să vadă telespectatorii că a spus exact, corect. Exact. Da. Și spunea așa, am în ăștia 3 ani de când sunt eu primar și dumneata, domnul vice, că ai prins 4 ani și cu partea cealaltă deja ai mai mult de 4 ani ca viceprimar, am făcut atâtea lucrări, atâtea străzi am asfaltat, atât am pietruit, atâtea rigolă. Nu, că vorbim și de realizări. Și în spate, zice, acum când trage lumea, vedeam cum a mai rămas strada Roșia. Așa. A mai rămas pe Vulturului, a rămas străzi laterale în cartierul Ștefan, strada Frumoasă, 6 August. Încă sunt o grămadă de lucrări care nu sunt începute. Și cu toate că volumul de asfaltare a fost imens. Fantastic. Deci dacă asta pune, vă spun și eu că până la urmă m-am născut în Lupeni și pot să confirm treaba asta, deci fără drept de... Dacă am pune toate cartierele și toate străduțele, aleile și trotuarele care s-au asfaltat, sunt undeva la 60 de kilometri da, de asfaltare. Da, 58 sau 59. Cam aici ne învârtim cu ultima ce, cifră. Cu ce lucrăm chiar acum pe asfaltări, pe strada 6 August, care le-am început chiar de astăzi. Și încă mai rămân. Și mai rămân și pentru mandatul următor. Și asta nu-i rău că rămân. Că asta înseamnă că nu ne bătem... Deci străzile, alte probleme. Ce ar mai rămas? Străzile, gazul metan la care se lucrează și trebuie pentru case să băgăm gazul metan. Da. Mai avem niște străzi care nu au canalizare încă în orașul Lupeni, la care și care n-au intrat pe proiectul ăsta. N-au intrat, dar tot noi am pus bani din cadrul primăriei și le-am și dat în derulare. E vorba de strada Ardealului și apeductului. Va trebui să faceți cu fonduri locale. Care vrem până în iarnă să fie cu canalizare funcțională și Ardealului și apeductului. Mă rog, dar mai rămân și altele. Sunt lucrări care rămân multe de rezolvat. Apoi? Sunt de asfaltat și de rezolvat Gorunului, Plopilor. Vă pot enumera încă alte străzi. Nu, dar în afară de străzi și de alte probleme. Ce mai sunt? Eu v-aș deci arunca una la fileu. Cred că mai trebuie foarte mult marșat pe reabilitarea termică a blocurilor, acoperișuri, zona asta. Asta prin proiecte europene, bineînțeles, dacă fonduri mari. Populația va înțelege și eu sunt sigur că domnul primar îi va lămuri pe cetățeni că fără o asociație de proprietari de locatari nu putem accesa fonduri europene. Dar dacă ei își fac asociație de proprietari pe cartiere... Cum vă gândiți dumneavoastră ca viceprimar să-i captați pe oameni, să le dați cânteia aia? Deci, noi avem în oraș câteva blocuri care aparțin primăriei. Da. Și ca să dăm un exemplu, noi ca primărie deja lucrăm la proiectul respectiv, le vom reabilita aceste blocuri care sunt ale noastre. Astăzi, Liliacului 2. Noi, foarte interesantă ideea asta. Blocul Liliacului 2. Da. Din fața Lidlului. Da, da, făcut da. Praf și pulvere. Fantomă care... L-am făcut pe banii noștri a primăriei, ați văzut cum arată boboc în oraș. Blocul partidelor, îi se spune. Și vor face și celelalte blocuri care le ne aparțin nouă. Și dacă locatarul să vadă cum arată un bloc reabilitat total de sus până jos, de la acoperiș și tot ce înseamnă instalații, deci canalizări. Puterea exemplului. Puterea exemplului care sunt ale noastre, îi vom încuraja și pe ei. Da, și le vom da și noi o cotă aparte de bani ca să-i ajutăm să promoveze asociația cu...
Foarte interesantă gândirea asta, strategia asta care a spus-o la cale, mă gândesc... Și dacă începi și faci un cartier, 5-6 blocuri, vor fi geloși ceilalți din alte cartiere, știu, alte zone, când vor vedea, domnule, dar noi putem avea frumos cum au ăștia? Pofta vine mâncând după și rostogolind acest bulgăre de zăpadă, au încercat să prindem orașul. Da, e bună strategia și adică oamenii să înțeleagă prin puterea exemplului ce se poate întâmpla să dacă ai o asociație. Să nu mai spunem proiectul ascuns acum, odată la dezvăluit în linii mari și domnul primar, dar nu știu câți au prins ideea la intrare în orașul Lupeni, acolo vrem să facem un cartier super. Pe partea stângă, cum intri de la Vulcan, unde a fost mina și s-a ecologizat, acolo are un plan domnul primar. Dacă îl pune în execuție și va găsi oameni care să investească acolo, baza turistică acolo va trebui să fie. Sper să... Jos, în oraș. Sper la următoarea emisiune, abia aștept să discut proiectul ăsta cu domnul primar, am auzit, am... Îl are, vi-l poate și arăta, e super. E ceva tineresc, exact așa ca primarul deci și asta zona. Asta e o chestie care tânăr. Ar ajuta nu doar cetățenii, ci și zona, partea turistică. Exact. Că dacă acolo se fac vile cu 16-20 de camere și toate făcute într-un sistem, nu una verde, una albastră, una înaltă, una mică, nu. Tot un unitar conform proiectului cum e făcut, da, va fi o splendoare. Totul sistematizat, frumos. Și de acolo se face plecare pe cablu până la telegondolă și la gondola sus. Și atunci ai ocazia să vezi și deci orașul. Se poate face de acolo direct plecare. Exact. Ca să nu mai urce până la agrement. Sigur că da. Da. Este un proiect ambițios și de viitor. Păi, uitați-vă. Cum îl pune în practică. Când a venit domnul senator, primar, 6 luni am lucrat cu dumnealui. Cine a crezut că o să aducă canalizarea din Straja jos în oraș? Am adus constructorii și când s-au uitat și au zis, pe aici noi trebuie să facem canalizare, să aducem din... Da, pe aici trebuie să veniți cu canalizarea până jos în oraș. Mulți au zis, e imposibil. Și în 6 luni de zile s-a făcut canalizarea din Straja și avem canalizarea până jos în oraș. Bine, și cu sprijinul, mă gândesc, Apa Serv, nu? Nu contează cine... Nu, dar vreau să spun că a fost un proiect comun. Contează cine s-a implicat. Hidroconstrucția a câștigat licitația, Hidroconstrucția a executat lucrarea, dar beneficiază toată lumea din Straja de canalizare. Înțeles, nu da. Putem să fim o stațiune în mileniu 3 fără canalizare. Corect. Dar în 6 luni nimeni nu se gândea că domnul senator va realiza canalizarea în Straja. E adevărat că documentația și tot ce a fost, a fost munca domnului Cornel Răzmeriță. Dânsul a pornit, a făcut, dar de finalizat și a dus-o la capăt a fost domnul senator. Am înțeles. Deci un proiect început mai dinainte, continuu. Sigur că da. Noi am mers mult în mandatul ăsta din 2016, de când am preluat noi conducerea pe proiecte începute de domnul Cornel Răzmeriță. Deci noi nu trebuie să ne ascundem că sunt multe lucrări care le-a realizat, dar începutul a fost a dânsului. Meritul cel mai mare la cine începe o treabă. Că tu termini și o duci la final, e o bucurie. Dar eu cred că bucuria mai mare a celui care a inițiat proiectul și l-a pornit. Și l-a pus pe linia de plutire. Da, Lupeni multe privințe și a schimbat fața, acel palat cultural din centru care acum arată cum trebuie și cum trebuia să fie un... Dar mulți nu știu. Eu nu eram încă viceprimar, dar lucram în strânsă legătură cu domnul Cornel Răzmeriță. Întrebați bătrânii care stau în zona respectivă, între primărie și palat, pe zona de intrare de la 6 august la trecerea de pieton, era cărare și prin zăpadă iarna zilnic, merea de 4-5 ori să vadă cum merg lucrările, cum. Nu a stat în birou ca să vadă vine plata sau avansul sau când îmi iau salariul, chenzina și mă bucur că a trecut încă o lună. Nu. Da. A fost implicat direct, nu numai. Schimbarea e evidentă, mai trebuie lucrat la intrările din oraș, intrările, ieșirile din oraș. Acum cu halta aia acolo, care a fost locul fostei policlinici, care acum cât de cât o mai reabilitat-o CFR-ul după demersuri făcute de primărie și amenzi date, am înțeles, e cum e, dar totuși nu putem scăpa de halta aia și făcut altceva. Atâta timp cât CFR-ul nu scot ca linie de trafic până în Bărbăteni, nu putem dezafecta. Dar linia să rămână, ce treabă avem cu linia? Da, e prins pe același, deci nu poți să lași linia să iei. Când ai luat clădirea trasă. Să scape de clădirea aia care n-are. Eu cred că se va termina odată cu închiderea mineritului, când se va închide și la Lupeni mina.
E clar că nu mai trebuie not de legătură să ducă vagoanele îmbărbătate, să le aducă la încărcat. Mie cel mai rău îmi pare că s-a demolat în Lupeni o clădire istorică, frumoasă, cum era policlinica, era și poșta pe vremuri. Și s-a făcut, ca să o demoleze, țin minte că au legat cu frânghii de oțel. Două dizele și nici așa nu reușeau să dea jos. Să ridica de pe puntea din față dizelul trăgând și nu... Deci o clădire sănătoasă, o clădire... A fost o greșeală, dar asta a fost situația. Ca atunci... să facă acolo ce? Un canton și această porcărie de clădire. Mă rog, treburi vechi de pe vremea comunismului, care pe lângă lucruri rele au făcut și... În orice caz, domnul Lucian a prestat pe cei de la CFR Timișoara și anul trecut și-au reabilitat-o măcar să nu arete, păi că ați văzut, arăta ca o randă de gunoi. Păi teama de amenzi până la urmă... E o amendată câte vor și pe bună dreptate. Cred că asta a făcut pe bună dreptate, sigur. În momentul ce ai o clădire într-un oraș și tu nu vrei să te întreții, nu e normal ca administrația respectivă să ia măsuri. Sigur. Și amenziile pot fi date până la un nivel, nu știu de care, dar dacă se dau constant, sumele se strâng. Și nimănui cred că nu-i convine să plătească nu știu cât după aia. Dacă sunt oameni conștienți, dacă nu ne lucrăm cu banii lor, poate nu interesează pe unii. Privitor la cartierul Ștefan. La cartierul Ștefan mai sunt multe încă de făcut. Noi chiar acum urcăm cu canalizarea, suntem aproape sus, apa e băgată, rețeaua nouă, acum ducem canalizarea. Gândiți-vă că e cel mai vechi cartier din orașul Lupeni, care a rămas în picioare, că detașamentul era cel mai vechi, și nu avea canalizare. Deci e o lucrare grea, o lucrare complicată. Păi Ștefanul nu avea multe, nu numai canalizare. Și de-aia mi-a spus, și pentru mandatul următor sunt încă multe de făcut. Și da, dar s-a mai rezolvat Ștefan. Noi am asfaltat șoseaua principală, Ștefan, până principală, la strada 18. De asta spun că Ștefanul a avut probleme foarte multe și mai are în continuare, dar s-a mai rezolvat între timp din ele. Acum se vine cu canalizarea. Ce mai urmează? Astăzi, de exemplu... Pentru Ștefan, ce mai urmează? Deci, pentru Ștefan vorbesc. Astăzi s-a turnat a doua parte a scărilor de urcare dinspre cantină, sus în Ștefan. Celebrele scări. S-a returnat din nou total cu armătură metalică, cu tot ce trebuie și sperăm că în două zile după ce se întăresc le vom și da în funcțiune. Tot în Ștefan acum se lucrează la un parc de joacă pentru copii și un teren de sport. Caii ăia mai pasc pe acolo în, în sus, libertate. În zona de sus mai sunt. Păi să nu vă vină în parcul ăsta care îl face. Va fi închis frumos, îngrădit, da. Va fi ceva frumos. Păi chiar și cu caii ăia trebuie rezolvată problema. Acolo adică e problema că... Așa, prin oraș. Caii au chipurile îngropate sub piele la gât. Și când merge poliția locală nu poate să citească chipul ca să identifice proprietarul. Dar cu timpul vom găsi o soluție și pentru animalele care sunt lăsate libere. Acum, în secolul 21, într-un municipiu să îți circule caii, găinile, știu, da, deci să trească să punem rânduială și în punctul ăsta de vedere, că ați văzut cu vacile am terminat, am fost municipiul vacilor. Da. Dar s-a terminat. A fost o muncă grea. Ați reușit să-i lămuriți pe oameni? Dar ați văzut că nu mai cum ați reușit să-i lămuriți? Prin foarte multe amenzi. Aoleu. Da? Deci foarte multe amenzi. Este unul dintre proprietari avea acumulate undeva la 400 de milioane amenzile. Și faptul că am stat tot timpul cu oamenii de la primărie să le refugiem din oraș. 400 de milioane își lua o ciurdă. Asta este. Dar, în sfârșit, orașul de un an și jumătate, doi numai are vaci pe stradă. Bun, e o treabă bună asta și e normal și firească și logică. Și asta trebuie făcută în toate localitățile din Valea Jiului, pentru că mai sunt cazuri și pe la Petrila și în alte părți. E una când accidental scapă omul, iasă din grădină și a fugit în stradă. Dar nu dar fiecare când zi. Fiecare, asta deja nu, asta e bătaie sau de joc. Sau când se pot întâmpla accidente de mașină. Sau știu am avut, alte... am avut cel puțin 5-6 accidente grave de mașină. Da. Eu știu că la un moment dat Lupeniu era în topul animalelor pe stradă. Lipa-lipa, dar... Dacă spuneți că s-a rezolvat, doar cu caii mai aveți... Deci asta pot confirma oamenii că s-a rezolvat. Doar cu caii o să rezolvați probabil și cu caii până la urmă. Încercăm, să mai greu, dar încercăm să rezolvăm și problema să asta. Să depășim momentul animalelor domestice, scăpate de sub control. Și v-aș întreba, v-aș ruga să ne spuneți ce credeți că s-a făcut în afară de asfaltare, că am vorbit, bine în ultimii 4 ani. De care Lupeniu avea nevoie.
în afară de asfaltări? În primul rând, de drumuri. În ultimii 60 de ani nu s-au mai reabilitat rețelele de apă și canalizare. Deci aici avem cel puțin acum 7-8 puncte de lucru deschise pe rețele de canalizare și apă. N-am avut amenajate parcări, care a fost un disconfort total, fiind blocat în cel mai mare număr și locuri bulevardul de mașini. Erau toate bulevardul, era câte în mare parte s-a decongestionat. N-am avut parcuri amenajate de joacă pentru copii, cum sunt la ora actuală. N-am avut iluminatul stradal pus la punct, cum îl avem acum. Sunt foarte... Nu mai vorbim de spital. Ceea ce am reușit să facem la Spitalul Lupen, cu fonduri date chiar de primărie și cu proiecte făcute de primărie, chiar în ultima lună au sosit cele mai moderne paturi ATI care se află în România. Sunt 4 bucăți care sunt montate și vor mai veni încă 6. E un proiect care, imediat după ce s-a declanșat pandemia de COVID, s-a inițiat proiectul. Să ne înțelege, pat ATI. Pat în ceea ce am tot aparatura. Tot ce trebuie cu aparatura. Tot ce înseamnă aparatura. Să înțeleagă oamenii. Da. Tot ce înseamnă aparatura. Că patul e navă cosmică, să sucește în toate unghiurile, în toate poziții, asta nu contează. Aparatura cu care e dotat patul respectiv. Deși, sincer, n-aș dori nimănui să ajungă să stea pe patul ăla. Dar în caz că avem bolnavi, ei să beneficieze de cele mai bune tratamente posibile. Și Spitalul Lupen poate să meargă cine vrea să-l viziteze, acum e închis din cauza COVID-ului. Păi asta e o problemă. Asta s-a modernizat în ultimii 4 ani enorm. Păcat că e spital COVID și că poate foarte multă lume ar vrea să beneficieze de serviciile de acolo și nu se poate. Și pe această cale chiar vreau să felicit medicii de la Spitalul Lupen. Suntem puținii care ne-am asumat maternitatea pentru cazuri COVID. Avem cazuri și am avut și săptămâna trecută din Timișoara, din Arad, femei bolnave cu COVID care au venit și au născut la Lupen. Deci medicii noștri și-au asumat, pe când alte spitale nu și-au asumat problema. Da, știți că e o problemă, că mulți cetățeni vor să ajungă la spital acolo, nu să mai meargă nu știu pe unde. Și e o problemă asta. Deci, și asta... deci din punctul ăsta de vedere, noi suntem mândri de felul cum asta trebuie rezolvată percutează medicii de la Spitalul Lupen. Părerea mea, trebuie rezolvate chestiile astea. Acum, bun, e spital COVID, suntem în plină obligatoriu pandemie, să tratăm. Ce facem, da. Dar suntem mândri că, uitați, sunt totuși, ce Timișoara nu are maternități sau Caransebeșu sau Lugoșu, dar vin la noi fiindcă doctorii și-au asumat. Și asta e un lucru bun când cineva și-asumă pentru nașterea unui copil. Corect. Bun, deci mi-a spus de locuri de parcare, de spital, am vorbit de turism deloc. Mi-a spus doar de proiectul ambițios al primarului Lucian Rezmeriță de acolo din centru, unde da, vrea să facă un cartier care să deservească și partea turistică până la urmă, dar n-am vorbit de Straja, de proiectele. În Straja, ca și cabane, putem să spunem că avem suficiente. Ce nu avem în Straja... Chiar prea multe, aș zice, nu? Ce nu avem în Straja și este foarte necesar, și sunt sigur că în mandatul ăsta domnul primar rezolvă gazul metan. Pentru a termina cu poluarea din stațiunea deci, Straja. Deci practic ar fi singura utilitate după care lipsește. După ce se va termina cu introducerea apei potabile, da? Da, că acum se lucrează la cele două rezervoare de 500 de metri cubi. Va face și rețeaua de hidranți. Rețeaua de hidranți și gazul metan. Nu e confortabil să ieși afară pe zăpadă și să vezi numai funingină, numai negru în jurul tău, fiecare bagă ce apucă pe foc să ridice temperatura. Cauciuc. Nu se poate. Deci da, sunt sigur că dacă ducem și gazul metan în Straja, apă potabilă se duce, canalizarea există, deci suntem la standard european în ceea ce înseamnă stațiunile montane. Pârtii avem suficiente, teleminuri, telescaunul funcționează până sus. Bine, mai ar fi loc de ceva. Unificarea domeniului schiabil cu pasul Vulcan să se extindă. Apropo și de ce spuneați de instalații pe cablu care se ducă de acolo de jos din centru, una se ducă spre Straja și poate una în partea aia altă. Dacă pe închiderile de mine se vor da de la Uniunea Europeană bani și sunt promiși, am înțeles că pentru Valea Jiului undeva la 70 de miliarde de euro care sunt pentru reconversie.
se pot face multe în turism, principal este să lucreze și să facă proiecte și cineva să se zbată cu ele, că dacă le-au făcut și le-au pus undeva pe masă sau le-au uite la cineva într-un birou și nu merge zilnic. Apropo, sunteți din 2004 în politică. Țineți minte de proiecte lăsate așa pe sub masă, uitate, făcute bune poate, dar uitate. Aveți așa vreun exemplu? Pe la Lupeni, știu eu. Da. Cât ne-am zbătut noi să dăm drumul, să deschidem drumul spre Herculane? Unde s-a dus proiectul cu drumul spre Herculane? Da. Bine, nu era făcut de Lupeni. Dar vreau să spun un proiect lăsat, care lăsat are legătură cu Lupeniu. La nivel de Valea Jiului. La nivel de Valea Jiului. Deci, dacă aveam deschiderea spre Herculane, cred că... Păi s-au strâns și semnături, nu? Și ze... Promisiuni de la promisiuni de toți, la toți realități de la nimeni. De aia spun, proiecte care au fost bune și lăsate sub masă. Că fiecare guvernar a promis, o să facem drumul spre Herculane. Drumul spre Herculane ar însemna o deschidere a vestului Văii Jiului. Și automat, pentru 2-3 ani de zile, avea de lucru pentru cel puțin 5.000 de oameni acolo în zonă să lucreze fiecare. Plus că intră turismul, cum a zis noastră. Automat se face câte un peco, se face câte un popas în zonele. Până la Herculane ar fi o zonă legată. Unii ar veni direct din Serbia, poate pe zona aia... Serbia, ținând cont că și ea va intra în Uniunea Europeană, părerea mea că în câțiva ani o să intre și Serbia. Acum, bine, a fost pandemia asta care a blocat totul. Și dar când se va relua în viața normală, și Serbia va intra în Uniunea Europeană. Spuneați că ce am mai putea noi face? Păi avem proiectele pe Uniunea Europeană care s-a aprobate deja și sunt licitate. Reabilitarea școlilor, care înseamnă nu numai clădirea, acoperiș... De școli n-am vorbit, că am zis că să vorbim în mod special... Eu mă refeream ce ar mai fi de făcut. Și cu pandemia asta. Deci haideți să luăm bine, dacă ați început cu școli, haideți să ne spuneți ce ar mai fi de făcut la școli și cum va începe școala pe 14 septembrie la Lupeni. La Lupeni școala pe 14 septembrie va începe cu ceea ce a să reușească să facă domnul primar Lucian Răzmeriță. Nu cu ceea ce a promis guvernul și n-a făcut nimic. Noi... Vă referiți la măști sau la ce? Vreo tabletă o dat guvernul. Vreo mască o dat guvernul. La cei defavorizați, i-au ajutat cu ceva? Aici cu persoanele defavorizate, vulnerabile, cum se spune mai nou, e o problemă. Deci trebuie găsită soluția pentru aceste măști. Sunt persoane care au 3, 4, 5 copii și nu își permit să dea nici măcar un leu 50 ala. Noi am discutat în raportul de dimineață de astăzi cu domnul primar și dânsul a dat așa un exemplu vag. Zice... Haideți să luăm în calcul o familie care are de trimis cumva 4 copii la școală. Păi nu poți să lași numai pe bugetul local. Păi asta chiar dacă îi trimiți, nu poți să le dai o mască la toate orele care le au. Nu, deci pe bugetul local nu își permite nicio primărie să țină, știu eu, un trimestru, să zic, copiii cu măști, pe toți. Nu poți. N-ai cum. Cât timp? Și atunci guvernul trebuie să intervine la... Familiile vulnerabile, clar. Problema e că intervine numai vorbind. Practic nu intervine cu nimic. De-aia v-am spus, școala dacă va începe la Lupeni pe 14, cum e programată, va începe în condiții bune, dar cu sprijinul și cu măști și cu tot ceea ce trebuie, dezinfectanți, aveți, date de către primar. Aveți măști la ora actuală? Avem deja o parte dintre ele. Câte? Mii? Zeci de mii? Știu. Cred că e mai bine să le vedem atunci la fiecare școală împărțite. Luni când se va începe. S-au anunțat 16.000 de măști, vor fi. Deci noi avem alte 50 și sunt sigur că pentru familiile care sunt cele mai sărace găsește domnul primar resursă financiară să le dea și niște tablete. Că sunt copii care au și deși dânsul vrea să fie egal cu toți. Dar nu există un program național cu tabletele astea? Bun, pe programul național care va veni de fonduri europene nu vor intra tabletele probabil în posesia copiilor nici în decembrie. Fiindcă astea sunt procedurile la noi. Am înțeles. Și atunci de ce să mințim pe oameni că vă dă să... Ei spun de la guvern, vă dăm, vă facem. Ce ne-o dat? Pensiile ni-l-o dat, alocațiile ni-l-o dat, salariile la profesorul mărit, toate ni-l-o dat. Ei numai da, da. Dar da, lor înseamnă un mare nu. Asta e realitatea. Trebuie să spunem la oameni să înțeleagă. Eu țin la oameni. Da. Și vin la mine la audiențe și vin la primărie și la domnul primar și ne spun: domnule, am așteptat că mă bucuram că îmi dați aia, domnule, dar nu de mine depinde de guvern. Bun, copiii vor fi deci în siguranță. Garantat, la orașul Lupeni copiii vor fi în siguranță prin grija domnului primar. Garantat.
Asta înseamnă câte mii de copii aveți pe acolo? În orice caz, cred că o să trebuiască în jur de 2800 de măști, numai una dacă dăm pe zi, sunt 2800 de măști. Dar trebuie să dai 2000 pe zi, trebuie să dai la profesori, la învățători, acum la educatori. Acum se discută de un fel de parteneriat, am văzut și la Petroșani, am văzut și în alte orașe mari, făcând apel primari, la oameni care au posibilități, adică... De aceea v-am spus de la început. Da. Dacă va fi, domnul primar se îngrijește deci ca învățământul să aibă tot ce trebuie. De exemplu, să-și trimite copilul la școală cu o mască. M-ați înțeles? Acum, într-adevăr. Bun. Și normal, logic și corect, când ajunge la școală, cum mergeau și la examen, când ajungea la ușa școlii, dă-o jos și aruncă-o la coșul de gunoi. Că a intrat în clădire, da? Păi de copilul nu are altă mască. Dacă tu nu-i dai, ce să arunce? Nu, dar să joacă și o aruncă pe jos. Deci trebuie să fii pregătit să le ai. Asta nu zice nimeni. Dar sunt părinți care sunt conștienți și au posibilități să le trimită copilul cu o mască, două la el. Sunt și familie. Adică acum trebuie înțeles. Hai să o luăm și pe partea aia altă. De ce? Nu-mi fac niciun fel de probleme. Că sunt oameni nu... care și familii care înțeleg treaba asta. Va fi rezolvată această problemă la Lupe. Dar dânsul, mai ales că e de profesie profesor și știe ce înseamnă foarte bine această treabă și pe deasupra e și părinte, are doi copii mici. Și cum se îngrijește pentru copiii lui, trebuie să se îngrijească și pentru ceilalți, că de-aia e primar. Și o face, garantat. Bun. Ce puteți să îmi spuneți ce mai e de nevoie la școală de făcut? Intră în reabilitare totală, deci pe bază de proiect, liceul tehnologic, acolo însemnând curte, garduri, terenuri de sport, adică liceul ateliere. De sus, da. De sus din deal. Din deal. Ca să știe lumea. Din deal, școala, da, profesională. Școala profesională oamenii. Fost, da. Dotări cu laboratoare, dotări ateliere cu strunguri, aparate de sudură, parte de mecanică, că iau și ateliere auto. Tot, undeva la 6 milioane va fi investiția care va fi pe liceul tehnologic. 6 milioane de lei. Da. Și posibil să înceapă chiar din această toamnă lucrarea. Urmă, școala generală numărul 3, la fel, beneficiază de tot ceea ce înseamnă reabilitare. Clădiri, terenuri, teren de sport, aparatură, computere pentru copiii la seriile de fizică, laboratoare, tot. Deci nu s-a gândit domnul primar doar atât, știi, fac clădirea frumoasă pe din afară, o vopsim, o izolăm, acoperiș frumos și nu într-un nimic. Păi era culmea să gândească așa că la bază e profesor. De ce spun? Dânsul a venit cu o viziune nouă. Înainte știți cum făceam, zugrăvea repede școala pe din afară, că se începe și nu-ntru era dezastru. Leopardul. Nu, dânsul a venit cu o altă viziune, contează să fii un primar tânăr, un primar care zici, domne, nu, eu îmi fac mandatul ăsta, eventual dacă mai fac unul și îmi văd de treaba mea că-s bătrân. Nu, uite, de aceștia trebuie puși, așa, la mijlocul vârstei, care să aibă ambiție să facă treabă. Dacă tot ne apropiem de sfârșit, ce dezamăgire aveți că n-ați putut poate să faceți mai mult? Aș vrea să vă spun că am trăit o dezamăgire la bugetul local din acest an și la celelalte, dar în special la bugetul local din 2020. În 2019 a fost cel mai tragic lucru pe care l-am trăit în ședința de Consiliu. Nu mi-e rușine să spun că după ședință m-am dus în birou la domnul primar și am plâns ca un copil. În afară de asta, știu eu, ce v-a mai deranjat, vreun proiect, ceva ce n-a... Ce ați fi vrut să-l face și poate nu s-a putut, sau n-au fost fonduri, sau deci, nu s-a mai aprobat. Nu. Noi am avut pe schița de proiect a domnului primar în 2017, asumate conform pliantului, o serie de lucrări și tot ceea ce dorim să facem, iar surplusul undeva la 18-20% lucrări executate care nu erau trecute în program. Deci e un lucru de bucurie, nu de supărare, că am putut să facem mai mult decât ne-am propus. Ăsta e lucru important. Bine, acum, ca de obicei, probabil că în Lupen sunt și oameni nemulțumiți. Oameni unde, uite, nu s-au ajuns cu asfaltul, unde nu s-au ajuns cu trotuarul, unde nu s-au făcut încă o parcare. Sunt, că acum chiar și dumneavoastră a zis că nu s-a putut face tot. Domnul Cornel, și eu am 4 fete și încerc să le tratez egal. Și îi se pare că totuși la una parcă e da mai mult sau una mai puțin. Așa și cetățenii. Pe parcă în cartierul ăla s-a făcut mai mult decât în cartierul meu. Dar nu există cartier,
în care să mergi, să nu se spună, domnule, la noi s-a făcut asta, asta. Deci le-am luat egal, împărțite, n-am lăsat un cartier de izbeliște și ne-am axat numai deci pe unele. Făcut nu, preferențe. N-am făcut așa ceva și nici nu vrem să facem. Bine. Și pentru noi toți cetățenii, chiar dacă pe o stradă sunt 5, 10, au aceeași valoare ca și acolo unde sunt 200. Ideea ar fi să se ajungă și la orice administrație locală e valabilă treaba asta, să se ajungă și unde nu s-a ajuns în viitor, adică în viitor apropiat. Nu să steau, să zic, o stradă să aștepte 20 de ani un asfalt sau un trotuar. Băi, gândiți-vă că am avut strada Retezeatului, da, de când există orașul Lupeni, în istoria orașului Lupeni a fost pus o lingură de asfalt. La partea de jos a intrat orașului. Strada Retezeatului. Au rigole, au asfalt, au tot ceea ce le trebuie. A fost o stradă uitată de toată lumea, că mărginașă. Dar la ora actuală e una dintre cele mai frumoase străzi. Cu ce ne-am putea noi mândri ca nivel de administrație? Unitatea colectivului care există la ora actuală, în puține primării din țara asta există o unitate a colectivului cum avem noi la ora actuală în primăria Lupei. Și asta contează foarte mult, că de acolo se pleacă cu totul. Și dacă există o unitate și înțelegere... Deci, stimați telespectatori, aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu postul Capital TV Petroșani. La revedere, seara bună!